Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, etalare despre viața voastră privată, cei care aveți. Dacă sunteți singuri, evident că nu sunteți obligați să ascultați. Bine, nu e obligat nimeni să asculte, dar nu vă mai mirați că nu e conform realității, chiar că asta e. Posibil uneori să apară și elemente noi în peisaj și atunci să primiți semnale că vă apropiați de întâlnirea cu cineva, dar în principiu, dacă nu aveți viață personală, asta e. Am vrut să se arate valetul de monede. Monede sunteți voi, valet înseamnă nevoia de comunicare. Însă eu comunicare mai timidă. Unul dintre voi preferă să stea în spate, să nu-și arate să nu-și arate emoțiile. E foarte încântat să-i vadă emoțiile celuilalt, să vadă cât de satisfăcut, e dispus să lucreze pentru satisfacția partenerului, partenerei, dar nu vrea să-și arate emoțiile. Și în general știm că semnele de pământ nu prea își arată emoțiile, depinde acum și pe unde aveți luna, dar... Valet de monede și înseamnă mesaj, înseamnă și faptul că cu gesturi mici, gesturi senzuale, vorbim de totuși de viață particulară, mergeți către satisfacții, către eventual ceva stabil. Unii dintre voi vreți să renunțați, 10 de băte, vreți să renunțați, posibil, la un semn de aer. De care la un moment dat unii ați fost obsedați, ei sau voi, dar unul dintre voi ați fost absolut încântați de ce ați crezut că va fi. Dar v-ați dat seama în timp că totul a fost un vis. Alții dintre voi vreți să... Aveți foarte multă pasiune pentru cineva, atât de multă încât vă copleșește și visați că poate cândva veți avea o relație stabilă, dar persoana lângă care sunteți nu vă oferă acest vis frumos. Și pentru că nu vă oferă, vă... determină să visați în altă parte. Eventual, unii dintre voi să vă creați iluzii, asta pentru că este Neptun în pești în casa voastră a șaptea. Mare grijă, în opoziție cu soarele și cu ce planete mai aveți. Mare grijă, că Neptun este vestit pentru, nu neapărat semnul peștilor, cât Neptun este vestit pentru iluziile pe care le creează. Vise, fantezii erotice. Iată, a vrut să se arate ce valetul de... Băte. Doriți ori voi, ori ei să călătoriți către această persoană față de care simțiți mare, extrem de mare pasiune. I-ați fura pe sus. Și pentru că e situația incertă cu întâlnirile în spații publice, posibil că veți prefera unii dintre voi să vă întâlniți la un drum, într-un loc mai sălbatic. Oricum, amândoi, sau cel puțin unul, aveți așa niște impulsuri sălbatice, necontrolate față de cineva. Însă țineți în secret. Posibil pentru un grup dintre voi să fie cineva cu marcaj în semnul peștilor. Apare Marea Preoteasă. Oh, și Regina de Băte. Regina de Băte care... De ce în secret aveți, repet, o mare pasiune pentru cineva și vreți să călătoriți mai aproape de ei, cu siguranță. Cine e această persoană? Este o persoană foarte stilată. E foarte stilată. Studioasă, educată, da. Însă are un fel de a... se exprima în public, că Regina de Băte e o persoană care e foarte expresivă, care vă incită. Dacă sunteți bărbați, chiar dacă persoana este îmbrăcată și vorbește despre lucruri serioase sau misterioase,
Când vă uitați la această persoană, nu mai vedeți îmbrăcată, vedeți dezbrăcată, eventual în patul vostru. Și vă gândiți, cum am zis mai devreme, unii dintre voi aveți niște fantezii erotice, cum va fi când veți fi împreună. Unii chiar vreți să puneți la cale această răpire din serai, în secret. Ca să vă exprimați această pasiune. Acum, pentru că totul e un mister, rămâne de văzut cum veți pune în practică. Posibil. Persoana aceasta, la un moment dat, a avut niște... În momentul în care i-ați abordat și din punctul acesta de vedere, voi sau ei, evident, puteți să vă schimbați pozițiile, dar zicem așa, în momentul în care voi i-ați abordat, pentru că simt că voi aveți multă pasiune, cel puțin bărbații au multă pasiune pentru o doamnă, educată, stilată, finuță, da. Și chiar dacă doamna este extrem de decentă, ei sunt cam indecenți în gânduri. Și totuși am zis că doamna are niște ziduri protectoare în jurul său, nu se deschide chiar atât de mult, nu e chiar atât de vulnerabilă. Și ceva s-a întâmplat în viața voastră, ceva s-a întâmplat. Posibil i-a spus să așteptați prea mult, 6 de monede. V-a așteptat la... Uf, Doamne, că acest Mercur retrograd îmi face și mie figuri. V-a așteptat un timp. Posibil să fie relație la distanță, pe calculator, v-ați întâlnit virtual. Într-un fel sau altul ați comunicat, a apărut tentația. Ceva s-a întâmplat. S-au spus niște cuvinte, s-au exprimat niște dorințe și a apărut dorința. Însă, 6 de monede înseamnă și o așteptare. O așteptare în foc, în pasiune, care posibil nu s-a manifestat. Ori unul avea niște blocaje, avea niște responsabilități în spate, ori celălalt aștepta prea mult și s-a plictisit. S-a plictisit de așteptare și uite așa au apărut lacrimile în această poveste. 5 de cupe. A apărut lacrimile și într-un fel sau altul s-a pierdut pasiunea. Și totuși cineva își dorește această împăcare. Văd că Domnul tot vine cu flori. Vine cu flori și tot speră. Speră să o răpească. Bine, neapărat glumesc. Speră să-și exprime. Dar pentru că e Marea Preoteasă, Marea Preoteasă pe lângă secrete și mister și chestii misteri, n-am zis mister, Marea Preoteasă poate să reprezinte și vise. Repet, posibil îi vedeți ca pe un vis frumos, dar rămâne de văzut dacă în această situație în care s-a pierdut într-un fel sau altul pentru unul, pentru celălalt pasiunea, dacă vă puteți împăca. Aveți semn de foc, aveți semn de apă pe ștrag scorpion. Dacă unul dintre voi este mai jucăuș, pentru că așa este valetul de bat. Așa scrie, da? Chevalier de baton, da. Sunt și obosită. Deci, cavalerul de bâte e cel mai vestit cuceritor, da? Este un playboy. Dacă unul dintre voi este așa, pentru că și regina de bâte este o mare seducătoare, cealaltă persoană, posibil să intuiască, pentru că e Marea Preoteasă, și să-și dorească ceva mult mai profund decât o aventură, decât o manifestare sexuală. Este foarte posibil. Asta în cazul în care vine cineva și încearcă să recucerească această pasiune. Și lasă să spună, îmi pare rău, acum am foarte mult de lucru, am de studiat, te-am așteptat 6 de monede și în această așteptare s-a dezechilibrat viața mea. Da, am așteptat prea mult. Regina de spade să spună, simt că tu ai mai avut pe altcineva și această separare. Și dacă vrei să te împaci după această separare, turnul, după ce ai mai fost cu altcineva, trebuie să te lupți, dragul meu. Trebuie să te lupți ca să manifesti
să te manifesti ca pe o persoană serioasă. Altfel, dacă mi ofer doar dureri de cap și speranțe deșarte, mă duc în altă parte. Faetonul merge către regina de cupe și către regele de băte. Dacă nu mi oferi stabilitate, dacă nu mi oferi stabilitate, nu manifesti acest mare preot, și pentru asta trebuie să te lupți, eu prefer să rămân singură decât să am conflicte despre ce se va întâmpla între noi. Prefer să stau singur sau singură și să călătoresc, să sper la o dragoste emoțională, adevărată, în timp divin. Să aștept persoana care mi-e destinată, da? Pentru că eu vreau ceva serios. Eu vreau ceva serios. Și interesant că apare preotul aici, Marea Preoteasă, da? Marea Preoteasă, cred că așa comunică. Una dintre persoane în anumite cazuri. Altfel luați interpretarea cealaltă, da? De care v-am zis. Ar trebui, nu știu de ce, ar trebui să mai pun o carte. Mi se pare oarecum, da, neclară cu această Mare Preoteasă. Nu Marea Preoteasă în sine, da? O aventură în secret, cam puțin, nu? Da. Cineva vrea să lupte. Șapte. Oh, ia uite, au revenit cărțile. Să rânească judecata. Și a ascultat eventual intuiția la un moment dat și vrea să lupte șapte de băte să cucerească. Să cucerească această persoană, care simt eu că este specială. Stilată, educată, pasională, expresivă, frumoasă, sexy, cum vreți voi. Da? Bărbatul în acest context văd figuri masculine dispuse să manifeste, da? Să lupte, să cucerească, nu musai să o dezbrace, să o convingă, să o convingă că pot manifesta ceva stabil. Dar pentru asta trebuie să lupte, pentru această renaștere. Sau dacă nu este ceva vechi care trebuie să renască. Chiar dacă ar fi o poveste nouă, chiar dacă ar fi o... Dar nu prea cred. Nu prea cred că e o poveste nouă. Bine, dar dacă ar fi ceva nou între ei, descoperă nevoia de a cuceri personajul acesta special. Mai vedeți? Uitați. Descoperă pe o cale intuitivă, eventual repetare vise, într-un fel sau altul îi se comunică de îngeri. Există o legătură specială între el și ea, sau între ea și el, da? Asta în cazul în care e o persoană nouă, dar eu simt că e vorba de o împăcare pe care unul dintre voi sau ei, își doresc să o manifeste. Văd semn de foc, văd semn de pământ, văd semn de apă. Cam aceasta ar fi etalarea. Mi se pare faină. Faptul că am mai adăugat ceva, cred că e suficient. Dar am spus. Cine vrea să recucerească pe doamna pe care a lăsat-o un pic în urmă, doamna s-ar putea să-și fi pierdut pasiunea față de ei și ei trebuie să muncească. Să muncească. Pentru că s-au creat niște conflicte. Cam aceasta este etalarea pentru fecioară. Sunt curioasă cu cine rezonează. Și încă ceva, înainte să vă pup. Foarte posibil, pentru că am făcut etalarea la câteva zile distanță de la etalarea voastră principală, foarte posibil să nu aibă legătură cu ceea ce aș citit la carieră sau la partea de relații. Să mă fi conectat la un alt grup. Înțelegeți? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!